Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod din Eurotrack Simulator 2, cariera noastră real life single player aici cu scăniuța noastră dragă. Băieți, înainte să dăm drumul la episodul propriu zis, ultimul episod sincer sunt cam dezamăgit de el, puțin peste 300 de vizualizări și doar 20 de like-uri, băieți, adică nu știu ce s-a întâmplat acolo, probabil nu v-a plăcut, nu zic nu, poate n-a fost pe gustul vostru, însă să știți că sunt alte serii pe acest canal care prind foarte, foarte bine, mult mai bine ca această serie la ora actuală și dacă voi nu vreți să susțineți în continuare această serie, o să ne oprim cu ea și o să începem alte serii. Deci dacă vreți să continuăm această serie, nu uitați acolo de butonașul de like să ajungem măcar la 35 de like-uri pe acest episod. Este o cifră super mică, suntem aproape 1000 de oameni băieți în curând. Și dacă nu sunteți abonați, nu uitați de butonul de subscribe, pentru că mai avem nevoie doar de 40 de oameni până la 1000, deci v-aș ruga foarte frumos acolo să vă abonați dacă vă place ceea ce vedeți aici. Și nu uitați, băieți, această serie continuă doar și doar datorită vouă. Deci dacă voi cu susțineți, o să meargă. Dacă nu, nu. E super simplu, super easy. 35 de like-uri apare următorul episod. Nu se strâng nici măcar 35 de like-uri din aproape 1000. Deci dacă din aproape 1000 nu se strânge nici măcar 35 de like-uri, seria asta zboară. Băieți, data trecută știți că am rămas noi în Penza și nu am dormit. Pentru că probabil o să dormim pe parcurs, nu este recomandat, probabil o să ajungem întârziați la această livrare dacă o să dormim, dar nu o să vreau să conduc pe timp de noapte. Și am luat o cursă destul de interesantă de la Penza până la Borisoglebsk. Știți că data trecută chiar v-am spus eu vouă că aș vrea să ajung în această zonă și să căutăm o cursă. Uite că ne ducem fix acolo, este o cursă foarte lungă, 463 de kilometri și deja avem un abonat nou. Nu știu dacă se aude sau nu, dar a sunat gongul în acest moment, asta înseamnă că avem un abonat nou pe canal. Să salutăm cu această ocazie, cu tot că nu știu cine este exact. 463 de kilometri, o cursă foarte, foarte lungă, băieți, deci dacă vreți să vedeți în continuare această serie, nu uitați de butonul de like, pentru că o să fie o cursă de peste 30 de minute aceasta, o cursă foarte, foarte lungă, care o să-mi consume energia, o să ajung stors de oboseală probabil acolo, la destinație, dar pentru voi, orice băieți, pentru voi orice, dar trebuie să mă ajutați și voi pe mine acolo cu un butonaj de like apăsat și cu un comentariu dacă voi aveți ceva de zis, o părere, un sfat, de ce nu, le aștept cu mare drag și o să vă răspund fiecăruia în parte. Ne încadrăm pe banda dreaptă, cum spune această cucoană, virăm la dreapta și dăm drumul la bătaie pentru că avem o cursă foarte, foarte lungă, mă băieți, aproape 500 de kilometri avem până acolo. Oh, se anunță nebunie, sincer, se anunță nebunie. O să mă bag la somn în momentul în care nu o să mai am altă. Ce-i pe aici? Pe aici te duci la Pecu? Fii atent ce treburi complicate pe aici prin Rusia, mă băieți. Deci cum vă ziceam, ultimul episod pe, ușor peste 300 de vizualizări. Ca vizualizări să zicem că e ok, dar ca like-uri, băieți, 20 de like-uri, lasă-o încolo de treabă. Dezamăgire totală, adică până și Henry the Stick mi face 20 de like-uri și nu face seria noastră de Eurotrack, hai să fim serioși. Bun. O să urmeze și live-uri la sfârșit de săptămână, după cum am mai discutat și pe alte videoclipuri, probabil, nu știu dacă am apucat să le postez sau nu, sau cei care au fost pe live-uri. Live-urile o să le rărim, o să facem 2-3 live-uri pe săptămână, pentru că înainte făceam aproape zilnic sau făceam vreo 5 live-uri, dacă nu chiar 6 din 7 zile. Și am văzut că la un moment dat voi vă plictiseați și ori intrați pentru 1 minut, 2 și ieșeați de pe live, ori nu intrați deloc și aveați alte treburi și chestii genul ăsta, nu zice nimeni că trebuie obligat, forțat să stai pe un live sau să intri, să nu mă înțelegeți greșit alții din voi. Dar nu are rost să intru pe un live dacă voi nu intrați alături de mine sau dacă nu stați alături de mine. O să facem mai rar pentru că poate așa o să stea lumea și o să intre mai multă lume. O să ne alegem și jocurile mai atent, să zic așa, cu tot că o să continuăm seriile deja începute, jocurile cu poveste și așa mai departe, cum ar fi The Walking Dead, care îmi place foarte, foarte tare și am văzut că ușor, ușor pe canal vin foarte mulți susținători de The Walking Dead și îmi cer să joc The Walking Dead. Să continuăm și cu Eurotrack-ul, băieți. Urmează live-uri, poate cu GTA, curse nebune. Avem conținut este, poate Call of Duty Modern Warfare 3 să dăm un start așa nebun. Încercăm și jocuri noi pe canal, cum am încercat și contrabandul și ați văzut contrabandul l-am băgat pe nu știu ce face ăsta. Dacă mă întrebați pe mine, eu nu știu ce face ăsta. Ce faci? Ce faci? Mâncați-aș gura ta. Ce faci? Unde te bagi? Prioritate, viața mea, prioritate. Intri pe o stradă principală. N-au nicio legătură ăștia cu viața. Ia uitați-mă, băieți, radarul. Ia uitați radarul cum stă. What? Mamă, cum au pus radarul oamenii mei acolo.
Doamne ferește! Bă, cum au pus radarul! Sper că l-ați văzut, băieți, acolo, micuți. Deci, continuând despre ce vorbeam mai devreme, băieți, o să urmeze... Ia uite-l, ia uite-l și pe omul ăsta, n-ai cum, n-ai cum, n-ai cum, n-ai cum. Nu există așa ceva să se bage în fața ta de fiecare dată toate mașinile, 13% avarie, bine că n-am luat pe camion măcar, pe remorcă, mă refer, pe marfă. Jale, mă, băieți, jale. Ăștia probabil se duc la dreapta, deci hai să stăm pe banda asta. Asta ce transportă? Mere? Dar de unde le aduce? Din Polonia? Din Cehia? De unde le aduce? Foarte frumoase zonele astea pe aici, foarte bine detaliate. Mă ținem camera și din exterior, v-am întrebat acolo pe live-uri cum stăm interior-exterior și am văzut că părerile sunt împărțite. Jumătate vor interior, jumătate exterior, deci o să încerc și eu să țin și din exterior uneori și din interior. Oricum jucam așa și înainte, unde mi se părea mai interesant de din exterior să vedem mai bine și peisajul. Este ora 7 aproape seara, când o să văd că se întunecă foarte, foarte tare, atunci o să ne băgăm la un peco și o să dormim. Pentru că nu puteam termina această cursă pe timp de zi, din păcate. Și nu am vrut să risc să dorm și după să vin să iau cursă, pentru că probabil nu mai găseam. Adică nu am vrut să risc să nu mai găsesc acest oraș, pentru că acolo voiam să ajung, tot că este o cursă foarte mare, care o să treacă probabil acest episod de 30 de minute și nu știu dacă toți o să vă uitați. Deci undeva pe acest videoclip o să dau un hint, un cuvințel, ceva, o parolă și să vedem câți din voi au urmărit acest clip cap-coadă, să zic așa. Iarăși ăștia se bagă fără niciun fel de treabă, n-au nicio legătură. Și să vedem acolo abonați adevărați care se uită la tot clipul, care stau alături de mine aici și mă susțin. Pentru că poate după 1000 de abonați o să primească și un moderator gratuit, cel care este foarte activ și pe videoclipuri și pe live-uri. Cine știe, surprize, surprize, niciodată să nu spui niciodată. Văd că am făcut 100 de kilometri, mă bucur că ne-am mișcat destul de bine. Chiar ne-am mișcat destul de bine, după părerea mea. Ce fac ăștia, că virează foarte dubioși, deja mi-e frică de ei. Că e foarte liber pe aici, cel puțin până aici a fost foarte liber și ne-am mișcat foarte bine pentru că a fost și la două benzi. Se pare că aici ar trebui să depășim. Să vedem dacă vine cineva din față, nu vine nimeni, nu știu de ce e linie continuă pe aici pentru că ai vizibilitate totală, adică fără nicio problemă. Hai să ne băgăm înapoi în bandă, frumos, depășire regulamentară din punctul meu de vedere am făcut acolo pentru că am avut vizibilitate 100%. Vine un camion din față. Și acum am intrat noi în depășire. Nu o să stăm la discuții pentru că este o cursă foarte, foarte mare, bă, băieți. Și n-are rost să pierdem timpul. Mamă, ce deal urmează aici. Mamă, ce deal urmează aici. Avem și mașina de poliție, dacă nu mă înșel. Duba de poliție mi se pare că e în față. Cred că e o dubă de poliție asta, dacă nu mă înșel eu. Mamă, dar ce deal e aici. Trage greu, trage greu, dar trage. Câte tone avem? 17 tone de iaurt. Pe ce am apăsat? Doamne ferește. Trebuie să vedem unde ne oprim, adică trebuie să ne calculăm exact timpii de condus. Ce face ăsta? Adică unde se bagă ăsta este întrebarea mea. Doamne Dumnezeule, Doamne Dumnezeule, Doamne. Nu o să ne băgăm la peco ăsta de aici, cred că nici nu era loc de dormit aici. Uite pe ăștia cum stau aici cu un fel de tarabă improvizată pe marginea drumului. Doar în România ce mai vezi așa ceva, sincer. Sper că jocul se aude bine, sper că eu mă aud bine, băieți. N-am avut probleme în ultimele episoade cu sunetul, dar sper să nu avem, adică sper să nu avem nici în continuare probleme. Aici ce e, o firmă? Dar ce încarci aici pe marginea drumului? What? Foarte interesante chestiile astea, adică sunt altceva față de harta clasică de la Eurotrack, adică chestia... Acest combo de mape pe care l-am adăugat chiar adaugă foarte multe lucruri noi. Ceea ce mă bucură teribil, pentru că am văzut acolo un comentariu de la un abonat, de la un prieten care zicea că oamenii se mai plictisesc de Eurotrack pe acest canal. Dar acest canal, dacă pun un sondaj cu 10 jocuri, din alea 10 jocuri, evident, o să pun și Eurotrack-ul printre alea 10, Eurotrack-ul o să câștige de fiecare dată, din punctul meu de vedere. În toate sondajele unde am adăugat Eurotrack printre alte jocuri, de fiecare dată a ieșit Eurotrack-ul. Adică acest canal...
pe acest canal se caută foarte mult Eurotrack-ul, că unele episoade prin și altele nu, asta este altă problemă și asta ține de abonați, pentru că unii abonați poate nu le place, poate altora le place și chestii de genul ăsta. Dar o să apară și serii noi, cum v-am zis, dacă această serie nu o să prindă, o să încercăm alte serii. Deci să nu vă culcați pe ureche că lasă, că nu dau like sau nu mă interesează, că el oricum postează Eurotrack. Nu este chiar așa, băieți, pentru că urmează alte serii de jocuri sau alte serii care să cuprindă Eurotrack-ul, dar făcute altfel. Și poate unii din voi o să vă placă, poate altora nu o să vă placă, pentru că poate îndrăgeați această serie, să zic așa, și odată ce băbeam o altă serie, s-ar putea respectiva să nu vă placă. Ia uite-l pe acest Mirel, ca să nu-i spunem altfel, acest Mirel care m-am băgat în depășire și a accelerat, ca să ne înțelegem ce a făcut acest Mirel. Este la ora 8:20, mă băieți, văd că ușor-ușor se lasă seara. Din punctul meu de vedere, ce face de pune frână în halul acesta? Doamne Dumnezeule, Doamne, ce șofer de duminică. 1500 amendă. 1500 amendă pentru depășirea vitezei. Vreau să verific ceva, băieți, pentru că din acest moment suntem cam cu oboseala la limită și am văzut aici un peco în față, dacă nu mă înșel eu. Da, este un peco cu loc de dormit. Avem un pat după curbă. Și aici nu avem decât peco. Și aici intrăm în linie dreaptă. După această curbă o să oprim la acel pat și o să dormim, mă băieți. Ca să conducem pe timp de zi, să nu avem probleme cu noaptea. Pentru că știu că foarte mulți din voi preferă să conduce pe timp de zi, pentru că se vede altfel pe videoclip. Hai să dăm și noi o dreapta, era să zic o stânga, dar hai să stăm totuși aici, că văd că ăsta până se mișcă. A, dar oricum nu am fi putut să ne băgăm aici, mă băieți, pentru că e linie continuă. Da, da, dar nu puteam să trecem în partea cealaltă. Ne ducem pe aici și imediat după curbă am văzut un pat, un loc de dormit. O să ne băgăm acolo la dormit, pentru că oricum se face nouă între timp până parchez eu tirul acolo. Am fi putut conduce și pe timp de noapte, dar știu că se vede destul de urât pe clip, cum v-am mai zis. Dacă vreți să conduceți, să facem curse și pe timp de noapte, lăsați în rubrica de comentarii. Da, Zai, fă curse și pe timp de noapte. Hai să ne băgăm aici la somnic. Să vedem cum parcăm noi camionul. Ia, uite așa îl punem. Nu stă nici în stradă, este super ok, ora 9 fără un sfert, să vedem la cât ne trezim. La 5, fix când răsare soarele, noi ne-am trezit. Este perfect din punctul meu de vedere. Hai să dăm ușor cu spatele, să nu ne băgăm până în stradă, uite așa. Să facem totul ca la carte. Uite, aici e un hotel, plătești cu Mastercard, fii atent. Șmecheră, șmecheră chestia asta. Și hai să ne băgăm ușor, ușor înapoi în autostradă. Problema este că vin foarte, foarte multe mașini. Și nu știu dacă o să mă lase ăștia să trec. Mă lăsați mă să trec, hai că mă lasă ăsta. Mă lasă că n-are ce să facă până la urmă. Mă lasă că n-are ce să facă omul meu până la urmă. Hai să ne băgăm pe cealaltă bandă. Că văd că se reduce la o singură bandă de aici. Mai avem fix 250 de km din acest moment. Aproximativ jumătate de curs am făcut-o deja. De zic că ne-am mișcat destul de bine. Este ora 6 dimineața. Probabil o să ne dea întârziat pe această cursă. Normal nu ar fi trebuit să dormim. Dar v-am explicat la începutul clipului de ce am făcut chestia asta. Cu motorina văd că avem nu probleme, este undeva la jumătate rezervorul. Deci în principal o să terminăm această cursă cu motorina actuală și în următoarea cursă, dacă o să mai existe o următoare cursă, evident o să încărcăm din nou, să facem plinul. Foarte aglomerată această zonă, foarte, foarte aglomerată această zonă și vine și un camion din față, deci ar trebui să mă bag eu la loc. Ok, se efectuează lucrări de întreținere a drumului pe aici, din câte vedeți. Mai mult se stă de vorbă decât se lucrează. Hai mă, accelerează și tu puțin, mă. Ce faci, mă, ce faci? Doamne Dumnezeule, Doamne Dumnezeule, ce... Eu credeam că doar mașinile astea mici conduc prost, dar văd că și tirurile conduc prost aici. Frumos se aude motorul, mă băieți. Mai las așa uneori să auziți și voi motorul. Aș deschide geamul să se audă mai bine, dar poate se aude prea tare, nu știu ce să zic. Uite că l-am dat cu geamul puțin mai jos. Aș băga și un sunet din ăla V8 sau așa mai departe dacă aș găsi, dar e foarte complicat de găsit la această variantă de camion pe care o am eu. Dar poate în viitor o să adăugăm. La fel spuneți
să spuneți în rubrica de comentarii dacă vreți să adăugăm așa ceva. Nu înțeleg ce se întâmplă în față, dacă vine mașina sau dacă depășea cineva. Bă, dacă merge camionul ăsta, mi-e și nebun la cap, rupe tot. Rupe tot camionul ăsta, deci are o forță în el, o tărie. Mamă, mamă. Da, ce e așa aglomerat dimineața, eu aia nu-mi explic, e foarte aglomerat. Bine măcar că e liber din contrasens și mai putem efectua depășiri, că altfel era teroare dacă mă întrebați pe mine. Ce caută trecerea asta de pietoni aici? Se pare ciudat, rău, în mijlocul câmpului, unde dă trecerea, în balustradă, unde dă? Doamne ferește! Ne-am scăzut sub 200 de km până la destinație. Mergem constant, aproape cu 90 la oră. Ora 7 dimineața. O să urmeze, mă gândesc, la o serie nouă de Eurotrack, mă băieți. De ce se oprește motorul? 13% avare și deja se oprește motorul. Mă gândesc și la o nouă serie. Mă gândeam și la o serie de American Truck, poate începută pe un live. Nici nu știu ce să zic, mă băieți. Nu știu ce să zic. Sunt în dubii pentru că aș vrea să începem și alte chestii noi. Tocmai de asta eu vă cer de fiecare dată susținere, mai ales la această carieră, pentru că această carieră este cea mai veche de pe canal și mă mir că a ajuns până în punctul ăsta și mulți probabil se miră și mulți probabil avem hater pe chestia asta. Că ajungem la aproape 150 de episoade, o carieră e foarte, foarte longevivă această carieră. Și cum v-am zis mereu, totul depinde doar de voi. Dacă vreți să le dăm peste nas haterilor, rupeți acel butonaj de like, băieți. 170 de km până la destinație, 100 de km la oră, vezi că ne cam ia radarul periculos. S-ar putea să sune și tahograful în curând, dacă continuăm cu aceeași viteză. 621.000 de bani avem, 621.000 de euro, ca să spunem mai exact. Ce face ăsta, ar fi o întrebare, vai de capul meu, mamă ce, e pe perne de aer camionul meu. Ați văzut cum s-a lăsat așa de bot în jos, Doamne ferește. Prea super, prea super camionul ăsta. Prea superb. Această livrare este într-un... Mamă, ce drum e pe aici. Cred și eu că se lucrează la ele. A, fiți atenți ce drum e aici, mă băieți. Doamne ferește, au cum fac roțile săracele. Tremură din toate încheieturile camionul meu pe drumul ăsta. Această livrare, cum spuneam, este într-un sătuc, nu pot să-l numesc oraș. Sper să nu avem probleme în a găsi o cursă viitoare, pentru că de obicei în aceste orașe micuțe este foarte greu să găsești curse în zona unde vrei tu, mai exact. Deci o să fie destul de problematică chestiunea. Să-l depășim pe ăsta cât putem de repede, că văd că urmează o intersecție. Bine că el se mișcă foarte greu și îl putem lua lejer. Bă, dar a mers foarte bine din punctul meu de vedere, chiar neașteptat de bine, dacă mă întrebați pe mine. Uite aici un peco Lukoil. Deci nu mă așteptam să mergem atât de bine. Știam că este drum național destul de mult. Văd că se mai reduce la două, adică trece la două benzi și asta fluidizează foarte bine traficul, pentru că dacă merge doar pe o bandă, s-ar produce cu siguranță ambuteiaje. Uitați pe partea cealaltă câte mașini sunt. Pe seria cu Alex am adăugat un mod destul de interesant care adaugă motociclete în trafic. Să-mi spuneți dacă vreți să o adăugăm și pe această serie. Ar fi destul de interesant, zic eu. Acum, e o pată de culoare așa, să dai în trafic, să nu vezi doar mașini și camioane, să mai vezi câte o motocicletă, câte un motor din ăsta de la Suzuki, Yamaha, Honda. Știți voi, mă băieți, mai bine ca mine. Să-mi spuneți chestia asta în comentarii dacă vreți să adăugăm moduri noi în această carieră, suplimentare, să mai dea așa o pată de culoare jocului. La ora actuală, parcă în joc folosesc, am mai redus din moduri, am mai redus unele moduri care stăteau degeaba și avem undeva la 65 de moduri, dacă nu mă înșel, la ora actuală. Un număr impresionant rămâne în continuare. Dar odată ce am mai șters din ele, am mai dezactivat și șters din ele, mă gândeam să adăugăm altele. De asta vă cer și vouă sfatul, pentru că dacă vouă nu o să vă placă, mai bine nu mai adaug. Mamă, ce aglomerație pe partea cealaltă, mă băieți. Edităm mai ambuteiajul pe partea cealaltă, pentru că e sensul ăsta giratoriu și cam blochează traficul. Avem ultima 100 de kilometri, am intrat în ultimii 100 de kilometri, băieți.
și vedem că traficul se cam aglomerează în ultima perioadă. Este ora 8 dimineața și probabil deja toată lumea circulă. Îmi place la acest mod pentru că dă o notă foarte realistică traficului. Chiar dă o notă foarte realistică pentru că se respectă și timpii de aglomerație, dacă pot să mă exprim așa. Adică noaptea este foarte liber și poți să mergi relax. Ei, dimineața, începând cu ora 6-7, deja se formează coloane de mașini. Și fix asta se întâmplă și în realitate până la urmă, pentru că oamenii pleacă la munte, pleacă alții cu treburi și așa mai departe. Camioanele pe timp de noapte, majoritatea sunt la somn. În alte țări nu au voie să circule, înțelegeți voi. Foarte, foarte multe chestii interesante. Dar chestia asta, cum v-am zis mai devreme, chestia cu American Truck-ul, chiar mă gândesc foarte serios, chiar am discutat și cu băieții pe live, pe ultimul live pe care l-am făcut, nici nu mai știu când am făcut ultimul live, sâmbătă, dacă nu mă înșel, a trecut ceva vreme. Eu filmez acest videoclip marți, deci nu știu când o să-l postez, poate miercuri, poate joi, poate vineri, habar nu am când o să fie postat, pentru că am și altele înainte filmate și acum să vedem cum o să-i vină rândul. Dar mă gândesc, cum am zis, la o serie de American Truck, ca să mai schimbăm puțin... Nu neapărat jocul, pentru că e făcut tot de la cei de la SCS și tot pe camioane remoci, așa se bazează, doar că schimbă mediul, schimbă continentul până la urmă, pentru că acolo sunt alte drumuri, alte camioane. Am încercat să fac o serie, un ceva tot real life, American Truck, dar camionul, auzi, canalul e la început, avem destul de puține abonați, să zic așa. Lumea era axată foarte tare pe Eurotrack și când postam American Truck nu era o susținere extraordinar de mare. Nu știu dacă ar fi nici în momentul ăsta, sincer. De asta mă gândesc să vedem, să probăm. Că nu se întâmplă nimic dacă probăm. Și să vedem dacă reușim să începem așa și să dăm rod unei noi cariere pe American Truck. Pentru că și pe American Truck, băi, sunt foarte multe moduri interesante, unele chiar mai interesante decât pe Eurotrack. Nu știu câți din voi știu chestia asta, dar pe American Truck există o mulțime, o sumedenie de moduri chiar foarte, foarte bune. Plus hărțile alea nebune, care la fel sunt hărți nebune făcute și pentru American Truck și sunt hărți foarte bune, băi, și foarte șmechere. Deci... Lăsați și părerea voastră în plica de comentarii dacă ați vrea să vedeți și o asemenea serie și o serie de hărți nebune pe American Truck, de ce nu? Deci o serie de real life și o serie de hărți nebune pe American Truck. Eu zic că ar fi foarte interesant acum. Na, aștept și părerile voastre în plica de comentarii pentru că îmi place să mă sfătuiesc cu voi de fiecare dată, știți foarte bine. Unii din voi am văzut acolo că lasă comentarii, alții nu. Cum sunt persoane și pe live care comentează în rubrica de chat, altele care stau pur și simplu și privesc live-ul. Fiecare după cum dorește, dar cei care vor să comunice cu mine, aștept un pic de comentarii, pentru că am nevoie uneori și de sfaturile voastre, băieți. Nu odată m-am luat chiar după voi, sincer, adică au fost abonați care au dat comentarii pertinente, chiar și pe grupul de Discord, au dat propuneri, au dat sfaturi, au dat jocuri și le-am luat în considerare și unele din ele chiar au apărut pe canal. Deci, să nu aveți nicio reținere, să zic așa, și lăsați acolo părerile voastre mai jos. Și nu uitați, pentru cei care nu sunteți pe grupul de Discord, aveți grupul de Discord în descriere, aveți TikTok în descriere, aveți Instagram în descriere, aveți toate linkurile necesare în rubrica de descriere și noi am intrat deja în acest orășel să tuc ce-o fi el. Și fix ca pe în România mă simt, uite blocurile astea vechi, mașinile parcate pe borduri, fix ca în România sunt. Uite, parcul ăla de joacă, Doamne ferește, zici că-s pe la Iași pe undeva. Ce face ăsta, mă, de merge așa încet, mă, că e 60 la oră totuși. Ce facem ăsta cu motoreta? E duce în armată? Unde se duce? Ce cu motoreta în armată? Trebuie să facem la stânga, dar cred că e semafor în față. Da, e semafor. Uite o motocicletă cu ataș, mă, băieți, aici. Ia uitați motocicleta cu ataș, cine o vede. Ia uitați-o. Avem aici un supermarket ceva de bricolaj, habar nu am mai exact ce e. Trebuie să facem la stânga noi, dar trebuie să așteptăm să treacă acest camion și ne băgăm și noi după el. Ușurel, ușurel. S-a făcut între timp și roșu pe acolo când am trecut. Noi am trecut, deci la fix, la limită am trecut, dacă se poate zice așa. Încă 5 km până la destinație, băieți. Am intrat pe ultima stradă, cred eu. Pe aici probabil e centrul orașului sau habar, nu am ce e pe aici, sincer. Dar m-aș mira să mă bage cu camionul prin centrul orașului, că de obicei e interzis. Dar de fapt, dacă n-ai alte drumuri, mergi pe unde poți. Ia să ne uităm așa prin împrejurim ce vedem. Asta face la stânga, clasic. Clasic, 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 clasic. Ia uitați cum am oprit milimetric de el.
Haide, mă, bagă-te, mă, Gigele, mă, bagă-te, mă. Fai de capul meu ce nătâng. Ia uite cât loc avea, s-a făcut și roșu, sper să nu-mi iau amendă. Ce fac ăștia, mă? Am încurcat tot traficul eu, dar din cauza prostului aluia, că putea să se bage mai devreme el. Da, aici e centru de oraș, mă băieți, cu siguranță e centru de oraș aici. Aici e ceva primărie, probabil, casă de cultură, gară, nu-mi dau seama. Uite, o statuie aici, clar e centru. Noi suntem prin centrul orașului aici. Clar suntem prin centru. Aici e un hotel, probabil. Probabil e hotel aici, că s-a făcut și verde între timp, dar iară face lumea la stânga. Bă, dar mulți fac la stânga, toți fac la stânga, bă. Doamne ferește. Văd că avem un serviciu cu loc de dormit, ceea ce este perfect. Perfect, perfect, pentru că... Sau nu cred că avem nevoie să ne punem la somn, sincer. Dacă găsim o cursă direct de aici, nu o să trebuiască să mă pun la somn. Ar fi nevoie doar să... Aoleu, la fix. Ar fi nevoie doar să... Să repar tirul, dar nu știu dacă avem... timpul necesar. Ia uite mă, asta ce faci? Se bagă mașina aia? Trebuia să treacă și el puțin pe partea cealaltă, că nu-i lua nimeni carnetul. Ia uite și mașina de poliție, dubița de poliție în spate. Aici e o zonă mai industrială din câte văd eu. Am aici văd și serviciul pe stânga. Noi avem descărcarea undeva mai în față, la vreo 4 km de aici. Îi dăm așa ușurel, ușurel. Probabil am trecut de 30 de minute de filmare. Nu pot să văd în momentul ăsta și nu mai stau acum să verific. Băieți, cuvântul magic, ca să zic parola pe care o spuneam mai devreme, este Scania. Scrieți în comentarii să vedem câți din voi ați rămas până la final alături de mine și câți din voi sunteți abonați adevărați. Scrieți Scania în comentarii și să văd câți din voi au privit acest clip până la final. Trece trenul, trece un marfar, mamă, da lunghe, ferească, mă, sfântul. Băi, fix ca în realitate, mă, marfar din ăla super lung, nu se mai termină vagoanele și nebun la cap, a ajuns trenul în gară și nu se mai termină vagoanele. A, ce aglomerație a făcut în spate. Doar priviți ce e în spatele meu, atât. Doamne ferește, și dincolo e aglomerat. Dar uitați-vă ce e în spatele meu și tot mai vin mașini. Ce fac ăștia, mă, că s-a ridicat bariera de jumătate de minut. Greu se mișcă, greu, greu, tare de tot. Bă, dar ce dita mai trenul, mă, ce dita mai marfarul, ești nebun la cap, am avut și lag. Uite câte mașini sunt în partea asta alaltă. Și aici s-a format coada și să vedeți că o să-mi fie greu să fac stânga. Să vedeți ce greu mi este să fac stânga pe străduța asta acum. Mamă, pe ce străduță trebuie să mă bag și uitați câte mașini sunt. Mersi că m-ai lăsat, colegul, apreciez. O să mă urc așa puțin pe spațiu verde, că nu am ce să fac. Bă, dar ce străduță, mă! Doamne, Dumnezeule, Doamne, ce străduță îngustă mă bag aici. Ce e aici, mă? La stânga? Dar pe unde Următoarea sunt aici stradă, eu? virați la stânga. Doamne, ferește așa ceva. Ajungeți la destinație. Am ajuns la destinație, mă băieți, foarte interesant însă această destinație, chiar îmi place cum e poziționat aici. Pentru că și până la urmă și în realitate nu toate sunt la strada principală, mai mergi pe străduțe din astea înguste. Foarte, foarte interesant această descărcare pe care o avem aici. Dar și noi decuplează și cam aceasta a fost cursa pe astăzi, băieți, sper că v-a plăcut, sper că v-au plăcut peisajele, traficul, Eurotrack-ul, episodul de astăzi în general, sper că v-a plăcut și noi o să ne vedem data viitoare, desigur, dacă voi apreciați acest clip și apreciați această serie, la 35 de like-uri apare următorul episod, nu discutăm, băi, dacă nu o să văd măcar 35 de like-uri susține la acest episod, nu o să mai apară și o să ne băgăm pe alte joculeți pentru că nu are rost să ne complicăm, o să caut eu între timp o cursă, să fie cursa luată și în momentul în care cumva s-au strâns, o să o filmez și o să o urc pe YouTube, aveți grijă de voi băieți și numai bine, pa, pa!